Bună dimineața, mă numesc Mihai Țigaret și vă invit să urmăriți în fiecare dimineață matinalul de la Antena 3 Vâlcea. Bună dimineața, trandafir și o cafea, azi vin din partea mea și urările de bine de la mine pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Sunt copleșită de emoții și de bucurie pentru că de la ediție la ediție mă acomodez din ce în ce mai bine și vreau să vă mulțumesc pentru înțelegere și să-mi cer scuze dacă pe alocuri am mai greșit. Este vorba aceea, a greși e omenesc, este destul de greu să moderezi o emisiune în direct. Astăzi este sfârșit de săptămână, vineri 9 aprilie, iar din ediția de astăzi, în ediția de astăzi îl voi avea invitat pe Adrian Pandurașu. Este colegul meu de la Antena 3 Vâlcea, care prezintă emisiunea Oltenii de sub munte și va duce în atenția dumneavoastră despre antreprenoriatul vâlcean. Vreau să vă anunț că de săptămâna viitoare vom avea concurs. Dorim să vă premiem fidelitatea dumneavoastră cu premii consistente, că tot se apropie să vină iepurașul de Paște. Așa că fiți cu ochii pe noi, urmăriți-ne în fiecare zi și fiți activi pe rețelele de socializare, pe pagina noastră de Facebook și de Instagram, Antena 3 Vâlcea, dar să ne urmăriți și pe micile ecrane. Vom afișa numărul de telefon dacă aveți întrebări pentru invitatul nostru de astăzi, dacă doriți să faceți o urare de la mulți ani unei persoane dragi și, bineînțeles, la mulți ani și din partea noastră celor care astăzi, 9 aprilie, își sărbătoresc ziua de naștere. Vă doresc multă sănătate și tot binele din lume. Echipa mea de astăzi de spiriduși din tehnic este prezent astăzi Marian, Miță, Cătălin și capitanul echipei, domnul Paul Mocanu. Fiind sfârșit de săptămână, vineri, avem rubrica Dimineți cu arome alături de Alin. Bună dimineața, Alin! Ia să vin eu lângă tine să vedem ce ne vei prepara astăzi. Bineînțeles că fiind vineri, sfârșitul de săptămână, o să ne faci un cocktail. Da, am venit cu ideea unui cocktail. Știu că multora le place până acolo, da? Dar am zis că dacă tot suntem la TV, să vin cu un strawberry până acolo, da? Fără alcool, da? Un cocktail fără alcool. Și este făcut simplu. M-am gândit la strawberry până acolo, dar de ce? Pentru că se apropie acum primăvara în care vom avea abundență de căpșuni. Da. Și atunci oamenii, telespectatorii, pot face acasă foarte simplu acest cocktail. Până atunci eu voi folosi un ce ingrediente de căpșuni. Da, preferatul meu. Da. Așa. Văd acolo și niște fructe. Niște fructe roșii, un mix de fructe, sunt fructe de pădure. Da. Un pic de suc de lime pentru a-i da intensitatea aromei și a nu fi atât de dulce cocktailul. Ok. Voi folosi un nectar de ananas. Am înțeles. Și un sirop de cocos. Perfect. Alin, o să te las să pregătești cocktailul pentru că suntem așa pe fugă, pentru că avem și invitate, doamnelor și domnilor, așa cum am spus la începutul emisiunii. Și acum urmează horoscopul prezentat de Lili Suciu, să vedem ce ne rezervă astrele așa ca de sfârșit de săptămână. După care avem meteo și mai vorbim cu Alin. Berbec. Nativii zodiei sunt sfătuiți astăzi să aibă mai multă grijă la alimentație. Sănătatea trebuie să fie pe primul loc. S-ar putea să fiți luați de val, să aveți diferite pofte și să exagerați cu mâncarea, dar dacă vreți să evitați problemele stomacale, încercați să vă abțineți de la produsele cu multă grăsime, altfel ați putea regreta spre seară. Taur. Cei aflați sub semnul zodiacal al taurului își vor petrece ziua în jurul casei cu treburi casnice. Aveți o conexiune bună cu domiciliul, motiv pentru care vă va fi greu să ieșiți la o plimbare. Ați putea face câteva modificări legate de designul locuinței. Spre seară veți începe să vă clarificați anumite semne de întrebare legate de partenerul sau partenera de viață. Gemeni.
Nativii acestei zodii își vor petrece ziua înconjurați de acte, documente și tranzacții cu băncile. Puteți primi vești bune legate de un credit de la o bancă sau veți avea semnăturile necesare pentru o plecare la studii în străinătate. Fiți pozitivi, astrologii întrevăd schimbări pozitive. Rac. Cei aflați sub semnul racului au multă treabă astăzi în ceea ce privește sfera profesională. Veți avea de luat hotărâri legate de un proiect, o relație cu mediul extern, poate cineva din străinătate are nevoie de ajutorul vostru sau voi veți avea nevoie de sprijin din afară. Vă puteți aștepta la un răspuns pozitiv. În ceea ce privește comunicarea, ați putea fi prea impulsivi. La muncă trebuie să fiți atenți, să nu intrați în conflicte sau discuții nepotrivite. Leu. Leii vor să își impună punctul de vedere în comunicarea cu cei din jurul lor. Aveți grijă cum gestionați relațiile profesionale, colegii, superiorii sau poate chiar prietenii. Rudele vor crede că sunteți prea agresivi, v-ar putea refuza propunerile, ceea ce vă face să vă simțiți lezați. Încercați să priviți totul cu obiectivitate și să acceptați pierderile. Fecioară, nativii zodiei vor fi absorbiți astăzi de discuțiile cu cei din jur. Ați putea dezbate și pune la punct detalii importante, precum și strategia unui nou proiect la care lucrați. O persoană mai în vârstă, fie din sferă profesională, fie din familie, v-ar putea ajuta să luați deciziile corecte și vă va sprijini spre succesul vostru. Balanță. Astăzi, balanțele au idei geniale la locul de muncă sau o strategie bună de comunicare cu un șef, o persoană superioară. S-ar putea să apară inclusiv deplasări departe de casă. În acest drum puteți începe o relație sau o serie de perspective noi. Luați totul ca atare, astrologii vă sfătuiesc să nu vă mai temeți de necunoscut. Scorpion. Cei aflați sub acest semn zodiacal au parte de o zi bună în ceea ce privește relația cu familia, dar și cu persoanele din sfera profesională. Veți fi surprinși de modul în care veți reuși să-i faceți să vă aprobe și să vă urmeze pașii. Întâlniți prieteni noi, simpatizanți, care vă vor aduce beneficii sociale. Săgetător. Săgetătorii trebuie să fie mai chipzuiți. Aveți grijă cum vă cheltuiți banii în această zi. Vor apărea lucruri pe care le vreți din tot sufletul, dar de fapt nu veți avea nevoie cu adevărat de ele. Banii risipiți nu se vor mai întoarce însă în buzunarul vostru. Cel mai bine ar fi să cereți sfaturi înainte de a face o achiziție, mai ales dacă este costisitoare. Capricorn. Cei aflați sub acest semn zodiacal au parte de o zi foarte bună la serviciu. Vă veți simți energici, pregătiți și veți lua decizii bune, mai ales dacă lucrați cu acte și documente. De-a lungul zilei, o persoană vă va oferi ajutorul și sprijinul necesar pentru a face o achiziție importantă în viața voastră. Ascultați-i sfaturile, pot fi prețioase. Vărsător. Nativii vărsători se pot bucura de o zi liniștită, fără evenimente perturbatoare. S-ar putea să primiți vești bune, anunța astrologii legate de o asociere, un parteneriat. Fiți vigilenți, țineți ochii deschiși pentru a nu întâmpina obstacole nedorite și cereți sfatul familiei dacă simțiți nevoia. Pești. Cei aflați sub semnul zodiacal al peștilor vor purta discuții importante în familie astăzi, mai ales legate de o chestiune delicată. Cineva drag s-ar putea să vă ceară ajutorul. Va avea nevoie de sprijinul vostru, fie moral, fie financiar. Fiți buni, îngăduitori și răbdători. Susținerea voastră poate fi extrem de importantă pentru această persoană. Da, Lilie Suciu, îți mulțumim frumos pentru horoscopul prezentat. Iar acum puțin despre vreme. Încheiem săptămâna cu temperaturi ridicate, iar în weekend gradele vor fi perfecte. Soarele va fi prezent, așa că bucurați-vă de vremea frumoasă. Astăzi, soarele va fi prezent în mai toate zonele județului. La Râmnicu-Vâlcea vom avea o maximă de 13 grade. La Drăgășani va fi o maximă de 14 grade. Băbeni și Călimănești, 12 grade, respectiv 13 grade. Iar pe timpul nopții vom avea o minimă de doar minus 2 grade. Voineasa și Brezoi, aici temperaturile vor fi puțin mai scăzute, fiind zonă de munte doar 7 grade, respectiv 8 grade. Iar pe timpul nopții vor fi înregistrate minus 3 grade, respectiv minus 4 grade. Olănești, Ocnele Mari și Băile Govora, stațiunile noastre superbe din județul Vâlcea, aici va fi o maximă de 12 grade, respectiv 13 grade și aici soarele va fi prezent pe cer, iar pe timpul nopții se vor înregistra în termometre o minimă de doar minus 3 grade.
Da, v-am spus că vor fi gradele în termometre ridicate. Alin aici își face de cap cu cocktailul nostru fără alcool, pina colada strawberry. Le mulțumim frumos celor de la David's Liquor Stores pentru că sponsorizează această rubrică. Iar acum sunt tare curioasă să degust, dar nu voi degusta singură, pentru că vreau să-l invit alături de mine și pe invitatul meu de astăzi, Adi Pandurașu. Bună dimineața, Adi! Bună dimineața! Îți mulțumesc că ai venit! Mulțumesc și pentru invitație și... Sunt, Alin, ușor, nu te grăbi. Sunt bucuros și fericit să fiu la voi în platou. Să începem dimineața într-un mod inedit. Acum, inedit, da. Dacă ținem direcția asta, s-ar putea să vină fiecare dimineață și fără să fiu invitat, pentru că... Te aștept cu drag, Adi. Avem această rubrică doar lunea și vinerea. Care e sfârșit de săptămână, ne gândim la un cocktail fără alcool, să precizăm. Iar la început de săptămână ne gândim așa, ceva pe o cafeluță, pe un... Ce mai faci tu, Alin, ia zi-ne? Smoothie-uri, da, ca să prindem energie pentru toată săptămâna și ia să vedem. Mai ai tu să aranjezi pe aici? Ai ce frumos arată. L-a făcut mai special. Mulțumesc frumos! Cheers, dar este fără alcool! Doamnelor și domnilor, nu știu dacă se vede, aș vrea să-l prezint, da? Arată foarte bine, ia să vedem acum ce gust are. Mie îmi place foarte mult căpșuna, așa că m-a nimerit Alin, să vedem să-i dăm o notă. Regret că nu putem să transmitem în emisiune și gustul. Chiar. Care este... Oh my God! Bravo, Alin! Felicitări! Foarte, foarte bun! Pentru că vă place? Vai! Bănesc că duci la evenimente și faci așa ceva, nu? Pentru că... Siguranță, da, da. Cu asta se ocupă. Da. Asta fac făceam. Acum, momentan, pentru că e pandemia, nu mai avem cum. Acum o fac evenimentele dimineața, lunea și vinerea aici. La recunosc că am un mod speculativ și eu, fiind un inițiator al unei serii de emisiuni prin care promovez tot ce înseamnă la nivel de județul unic cu Vâlcea, antreprenori și companii mici, vreau neapărat să-ți fac și ție o vizită, pentru că și asta cred că vine din zona de creativitate și de recunoaștere a faptului că la Vâlcea avem la fel o opțiune pentru orice party să beneficiem de cele mai bune cocktailuri și te văd destul de... Degajat, exact, da. De interesat, de... Ambițios. Exact. Sunt emoțiile în fața camerei, dar la petreceri sunt mult mai dezinvolt, mult mai relaxat, mult mai... Da, pentru că nu trebuie să vorbești. Aici trebuie să și muncești, să și vorbești, din păcate. Bun. Faceți mișcare? Adică faci mișcare? Faci sport? De câte ori am ocazia. Din păcate, acum să le închise, nu mai găsim alte opțiuni, dar avem destul de multe. Ai practicat vreun sport până acum, de performanță? 22 de ani. Volei. Avem și ceva rezultate naționale. Frumos. Și m-aș bucura ca Nicu Vâlcea să păstreze în continuare prin tascări, prin mentorii și prin profesorii pe care i-a crescut acest județ, să continue să ducă mai departe tradiția acestui sport. E perfect. Te-am întrebat acest aspect pentru că urmează să avem rubrica noastră sportivă 5 minute de mișcare cu Mihaela la Fit Zone, domnilor și domnilor. Alin, îți mulțumesc tare mult! Bună, sunt Mihaela și împreună vom lucra câteva exerciții pentru brațe. Haideți să începem. Așeză brațele deschise la nivelul mâinilor și presăm înspre sol cu brațele perfect întinse, palmele întinse, degetele întinse de la palmă și executăm 10 repetări. 4, 3, 2, foarte bine. Întoarcem palmele spre tavan și facem același lucru. 10 repetări. 2, 3, 4, 5 brațe trebuie să fie foarte bine întinse. 3, 2, foarte bine. Vârful la deget orientat înspre tavan și lucrăm pulsuri foarte mici de la umăr înspre tavan. Încercăm să facem 20 repetări. Mai avem 5 repetări. 4, 3, 2, foarte bine. Întoarcem degetele spre podea și efectuăm aceste prese înspre sol. Și mai avem 5 repetări. Brațele, așa cum am spus, perfect întinse, lucrăm greutatea lor și atunci trebuie să ne întindem, să le tensionăm perfect. Bun. Ridicăm brațele la nivelul capului, palmele orientate înainte și apropiem antebrațele. Lucrăm 14 repetări, apropiem antebrațele, chiar inima antebrațele, dacă avem o bună mobilitate
rearticulația umărului și continuăm cu încă 8 repetări, întoarcem dobitul palmele și arătăm ca un semi-retunghi, brațele în continuare bine tensionate și mai avem 3 repetări, 2, ultima repetare, rămânem cu antebrațele lipite și încercăm să ridicăm spre tavan și coatele lovesc spre podea. Încercăm să ne ținem antebrațele tot timpul lipite. Haideți să facem 6 repetări, 5, 4, 3, 2, bun. Din această poziție vreau să întind brațele și să revin la nivelul feței. 10 repetări. Ne începe să doar un piculeț, dar este să facem ceea ce trebuie și încercăm să tonifiem musculatura brațelor. Mai avem 4 repetări. Respirăm tot timpul corect. 2 repetări. Ultima repetări. Bun, relaxăm ușor brațele, ne apelăm în față și lăsăm brațele la liber. Bun. Următorul exercițiu o să fie cu două greutăți. Încercăm să folosim gantele de maxim 2 kg sau sticluțe cu apă, 500 de grame sau de mililitri sau 1 litru. Și încercăm exercițiile. Flexitatea brațului pe brață. Un exercițiu clasic prin care ne lucrăm fața anterioară a brațului și încercăm să executăm 10 repetări. Bun, avem încă 5 repetări, 4 repetări, 3, 2, bun, și vreau să deschizi brațul într-un unghi de 90 de grade, antebraț, braț, în plica codului și mențin o izometrie timp de 14 secunde. Foarte bine, tensionăm bine musculatura bicepsului brațului nostru și menținem. Încă 5 secunde, 4 secunde, 3, 2, 1. Coborăm brațele, deschidem în lateral, apropiem brațele de trunchi și folosim o priză supinație. Încercăm să facem același lucru, dar foarte lent. Ridicăm și coborăm brațele, antebrațele spre mână, flexia antebrațului pe braț, într-o altă variantă. Pentru a atinge toate fibrele bicepsului nostru. Încă 4 repetări. Foarte lent lucrăm. Pentru a stimula bine musculatura, trebuie să folosim variații de flexii în ritm diferit de lucru. Ultima repetare. Foarte bine. Și mai un exercițiu pentru biceps, dar și pentru abdomeni, cu priza pronație, adică orientată spre potea, palma. Încercăm să facem încă 10 repetări. Super. Intră foarte bine și antebrațul la lucru, dar continuăm să mâncăm bicepsul. Mai avem 4 repetări. 3, 2, perfect. Lăsa greutățile. Ridicăm brațul și tragem ușor de mânță, facem un stretching, bun, întindem brațul în față, orientăm degetele spre podea, lucrăm și pe articulații. Super. Cam așa astăzi, pentru brațe, data viitoare, o altă grupă musculară. Da, Mihaela, îți mulțumesc tare mult, draga mea, pentru această rubrică frumoasă, energică, dis de dimineață, pentru că avem nevoie să facem sport, să fim sănătoși. Eu vreau să mă mai delectez cu acest cocktail făcut de Alin și, bineînțeles, alături de colegul meu, Adi Pandurașu, pentru că mai nou ne-a devenit coleg membru al echipei Antena 3 Vâlcea. Bună dimineața din nou, Bună Adi! Bună dimineața și mulțumesc de primirea călduroasă și de faptul că la insistențele mele ați top managementul televiziunii Antena 3 din Unicul Vâlcea a dat curs propunerii mele de a iniția o serie de emisiuni în ceea ce privește producătorii locali, mici și mari, mari, mici, de toate felurile, având ca scop promovarea lor la nivel local și național și recunoașterea în plan de
business, al meritelor pe care le au acești producători, pentru că a avea o, a fi în mediu privat nu este ceva ușor, ușor. Și este ceva destul de, de provocator, dar care mai aduce, ales pe timp de pandemie. Aduce și satisfacții, da. Am fost la diversi, până în prezent, până astăzi, am fost la diversi producători din Râmnicu Vâlcea și împreună cu echipa am constatat că avem foarte multe fabrici care, de care nici nu știam. Ceea ce încă o dată îmi confirmă faptul că inițiativa a fost bună și avem cea mai bună ocazie de pune și pe ei în lumină și în evidență, pentru că merită acești oameni să li se dea curajul de a fi cât mai vizibili și de a fi cât mai cunoscuți. Adi, mă bucur tare mult că faci parte din echipa noastră și mă bucură tare mult ideea ta de a ajuta și a promova, exact cum ai spus tu mai devreme, firmele mici și mari, pentru că au nevoie de sprijinul nostru, de sprijinul media pentru a fi cunoscuți. Vreau să ne povestești puțin despre acest proiect, ce implică, cum i-ai descoperit. Oricum ești o persoană destul de cunoscută în orașul nostru, Râmnicu Vâlcea. Ai fost activ și în domeniul politic, ești și tu antreprenor și mai nou acum cochetezi cu media. Da, întotdeauna am îmbrățișat orice provocare și spun lucrul ăsta pentru că fiind un produs al județului nostru, un copil al județului nostru crescut în mediul de business, vreau să întorc acest fapt că evoluția mea, având oricum și suișuri și coborâșuri, m-a conturat efectiv, m-a definit, să fiu mai explicit. Și în momentul de față, cred că această inițiativă va coagula mediul de afaceri privat și va consolida mult mai puternic poziția în plan de business sau financiar în Râmnicu Vâlcea. Automat, mesajul pe care îl dăm este pe care îl dau împreună cu realizatorii emisiunii și cei care mă ajută să punem în practică acest proiect. Exact. Cu siguranță va da și un rezultat, pentru că interacționând cu ei constat și anumite dificultăți pe care le au. Ce întâmpină? Ce probleme? Probleme financiare, probleme manageriale. Cea mai sensibilă parte a fost cea din pandemie, în care prin abilitatea lor ca și manageri sau cei care conduc au găsit variante, majoritatea dintre ei, încât să se adapteze și să-și continue activitățile. Cu atât mai mult, fiind ambițioși, au și descoperit noi oportunități. Pentru că nu întotdeauna dintr-o situație dificilă pot să apară și lucruri bune, atât timp cât ești deschis a-ți folosi creativitatea și a identifica probleme. Exact, adică identifica oportunitățile. Pentru că în privat trebuie să înveți să te strecori. Trebuie să înveți să îți consolidezi business-ul, trebuie să înveți să dai din coate. Să dai din coate, da. Mai pe românește. Și, pe parcursul povești, că noi acum scriem istorie cu aceste această serie de emisiuni. Vrem să îndulcim, să zic în ghilimele, și relația cu autoritățile locale, pentru că nu știu dacă își dau seama cât de importantă este relația. Da, pentru că este prea multă birocrație în țara noastră și întâmpină foarte multe probleme. Da, unii dintre ei au povestit cu lejeritate experiențele pe care le-au avut și constat că din ce în ce autoritățile statului sunt mai indulgente, mai îngăduitoare, adică disponibile și dispuse să, prin cei care efectuează controle, să sfătuiască, să îndrume și nu mai sunt la nivelul în care la un moment dat deveniseră bau-bau. Am înțeles. Cum îi simți tu pe antreprenorii din Râmnicu Vâlcea? În sensul că ne-ai explicat că sunt ambițioși, că au planuri. Cum, atunci când tu discuți cu ei, ce-ți transmit ei? La prima propunere de a se face vizibil și cunoscuți, pentru că cu siguranță au nevoie de publicitate. Este destul de
sunt destul de reticenți, pentru că, așa cum am constatat și cu colegul Andrei, cel care a fost înainte, sunt destul de tracasați în fața camerei, dar prin faptul că au un partener de dialog, nu cineva care îi pune într-o lumină proastă, da. Proastă, dură, sau și faptul că mă cunosc, în mare parte la cei care mă duc, asta este câștigul, că mă cunosc și au un dialog mult mai liniștit și mai liniștit. Degajat, da. Exact. Reușesc să-i câștig cam de la prima întâlnire și vreau să-i felicit, să știi și să știe și telespectatorii noștri pe cei care au dat curs până acum inițiativei noastre, a echipei Antrena 3 Vâlcea, și să confirm faptul că au fost rezultate. Ultima emisiune pe care noi am transmis-o a fost Mobila Casa Matei și bineînțeles că a fost o reacție de cel puțin doi oameni. Da, aici este un domnul. Da, aici este de acolo, bănuiesc. De, chiar de acolo ai filmat. Uite că se și vede sigla. Exact. Am fost două solicitări la câteva zile după. Dom'le, vreau și un număr de telefon sau cum pot să intru în contact. Frumos. Adică vreau să creez acest nucleu, această interdependență, acest cheag. Pentru că la fel am constatat la Chinita, unde Emil, care este director general și este, să zic, exponentul managementului de acolo, că acolo este un nucleu de oameni foarte bine, foarte omogen, a vorbit cu atâta bucurie și atâta plăcere și admirație despre alți privați din Unicul Vâlcea. Mi-a vorbit foarte frumos de Hardwood, mi-a vorbit foarte frumos de Minet, de Cegim. Adică, va trebui să țină Marian numai pe ecran. Da, mă stimulează și dialogul cu tine și am așa o, cum să spun, o dorință de exprimare cât de... Păi oricum ne cunoaștem de foarte mulți ani și este absolut normal. Aici observ că ești alături de un alt antreprenor din Râmnicu Vâlcea. Da, e un mare câștig pentru comunitatea noastră să-l avem pe David Ștefan, pentru că acest tânăr a avut șansa și și-a dat-o și singur de a avea experiențe în diverse părți ale lumii. Și așa cum s-ar spune, este un om umblat. A evoluat foarte bine, da. Și a perfectat întotdeauna și a perfectat creațiile. Pentru că deci este designer. Da, vorbesc puțin și de cel înainte. Toți au o creativitate, toți au o dorință. Păi noi trebuie să o evidențiem. Noi trebuie să dăm posibilitatea să-i încurajăm. Pentru că până acum nu am văzut pe cineva atât de interesat sau atât de... Să vadă perspectiva și posibilitatea acestei dezvoltări în privat. Și să fim sinceri, privatul este mult mai atent cu buzunarul lui, este mult mai interesat să reziste pe piață sau să evolueze pe piață și este o sursă, cea mai importantă sursă pentru bugetul local și pentru... Și pentru ei, ca și oameni de afaceri, pentru în primul toată rând. Comunitatea, da. Pentru că automat funcționează cu oameni, automat orice... creștere din toate punctele de vedere necesită implicarea mai multor oameni, mai poți să creeze și alte centre de profit, adică totul este într-o zonă de evoluție cât timp ești foarte stăpân pe business-ul pe care îl ai. Adi, sunt ei pregătiți să facă față unei eventuale crize economice? Frumoasă întrebare. Frumoasă întrebare și mă bucur că mi-ai adresat-o. Atât timp cât am văzut companii care sunt de 25 de ani pe piața locală, cu siguranță au traversat și alte perioade dure și nu au făcut o tragedie din ceea ce se întâmplă acum cu această pandemie, ceea ce spune foarte mult despre ei. Adică aceste experiențe nu fac altceva decât să te întărească și să descoperi poate aspecte pe care nu le-ai fi anticipat în evoluția business-ului și cu siguranță îi face să fie mai buni și mai să performeze mai bine. Bine, tu ai spus un aspect foarte important, firmele mari, dar firmele mici crezi că sunt pregătite? Pentru că ai avut în emisiunea ta invitații antreprenori și care au un business mai micuț. Știi ce pot să constat așa din scurtul meu parcurs în zona asta? Entuziasmul lor, care la fel cât timp este păstrat și cât timp este dezvoltat și gâdilat, să zic așa, îi va face să găsească soluții și să continue activitatea, indiferent de piedicile pe care le au sau de situațiile pe care nu le pot preconiza.
Am înțeles. Dar firme doritoare să investească în Râmnicu Vâlcea? La fel e o întrebare destul de sensibilă și faptul că nu se înțelege, încă nu se înțelege ce înseamnă zona industrială și partea de industrie, unde la fel pleci din poziția de utilizarea materiilor prime și să ajungi la a pune un produs finit pe piață. Da, să-ți faci un brand, mai bine zis. E foarte greu, e foarte mult de muncă. Cum să spun, eu nu vreau să mă duc în partea de retail. Eu vreau să pun în evidență exact partea de construcție, de industrie. Deci de asta spun că nu avem încă în Râmnicu Vâlcea un parc industrial. Văd o necesitate în sensul ăsta și pentru a fi, cum să spun, da, important este să tentanți. Pentru a fi tentanți, okay. Trebuie să fim și noi destul de ofertanți, pentru că... Corect, așa este, să-i oferi eventual o parcelă de pământ. Orice este binevenit și mai ales ar trebui, din punctul meu de vedere, fiind tineri, să ni se ofere și nouă așa posibilități, nu doar să mergi la o terasă să bei un suc sau să mergi la un film, să ni se ofere, nu știu, alte facilități sau să mergi la grădina zoologică, să mai ai și altceva de făcut. Nimeni ne poate garanta, Mădălina, viitorul. Deci nimeni. Asta este noi clar. Suntem exact. Acum suntem aici, mâine putem să nu mai fim. E o vorbă. Produsul lui Dumnezeu și știe și când venim și când plecăm. Dar putem să facem lucrurile în așa fel încât să ne fie mai bine. Adică prin demersul nostru, uite, al privaților și al celor care înțeleg ce înseamnă să pleci de la zero într-un business, putem să fim destul de ofertanți și să atragem lângă noi alți sau alte tipuri de industrii sau alte companii care să evolueze pe piața locală. La fel am identificat faptul că norocul nostru, să zic, și aici are un merit și fostul director general Constantin Roibu, că încă mai există acest mare combinat, mare jucător, Olchim, și prin faptul că acum a devenit Chim Complex, cei de la Chineta spuneau că Chim Complex a devenit un furnizor pentru ei destul de important. Asta ce înseamnă? Că s-a generat totuși această continuitate chiar și imprevizibilă, dar încă există și încă este un furnizor de materie primă, ceea ce nu poate decât să ne încânte și să ne mai dea un pic de speranță de viitor, speranță, că exact. Privatul, revin încă o dată la treaba asta, e mult mai interesat să genereze performanță. Da. Care antreprenor te-a impresionat? Care ți-a transmis așa, nu știu? Nu, știi cum ți-aș răspunde la întrebarea asta? Care antreprenor urmează să mă impresioneze? Pentru că toți m-au impresionat. Ok, cât foarte mică, bun răspuns. Da, cât de mic a fost business-ul sau cât de mare, ce am descoperit la ei... Ce anume? Ce a fost care ți-a dat așa o... Ia uite-mă, se poate. Aș concluziona pe nu. Tu de-abia mi le ridici la fileu și eu știi că parcă le avem pregătite răspunsurile. Așa. Uite, și-am pierdut șirul. Că nu te complica, eu încet așa. Era ideea despre antreprenori. Da, te-a impresionat pe tine ca și om de afaceri, până la urmă, și tu om de afaceri? Ce dorința lor de a evolua pe piață și de a crește, indiferent la ce nivel se află, și de a se identifica ei ca oameni cu produsele pe care le fac. Asta am găsit în toate dintre cele din toate dintre toți, dintre da. Toți cei pe care am interacționat și care mi-au dat girul de a promova, ajuta. Poate, uite, îi poți ajuta și cu un sfat pe partea de marketing, pentru că tu ai o afacere. Ne poți povesti puțin despre tine? Da, nu m-aș duce totuși asta deja... Ca un sfat, așa. Să se înțeleagă greșit. Activitatea pe care o am eu este încă într-o zonă de consolidare, de fundare, de stabilizare pe piață, pentru că vezi, noi suntem într-o zonă extrem de sensibilă, imprevizibilă. Sau, normal, în orice
În orice domeniu activ. În orice domeniu sau în orice ai studia, ai o predictibilitate. Timpurile pe care le trăim noi în momentul de față nu-ți dă o voie să ai o predictibilitate pe termen mediu și lung. Și în momentul în care tu faci lucrul ăsta doar pe termen scurt, ești un pic constrâns. Dar acum, revenind la ce m-ai întrebat și business-ul pe care îl fac, este un business pe care puțin l-ar face pentru că necesită foarte mult timp, necesită foarte multă rutinare a business-ului. Pentru, vorbim aici de zona de deșeuri reciclabile. Este un domeniu cu consecințe foarte mari și care are misiunea de a curăța și de a păstra măcar, de a păstra curăție. Mediul în care trăim cât mai bun și cât mai... Adi, așa ca de final, pentru că nu mai avem foarte mult timp, ce planuri ai pentru acest proiect frumos, media, antreprenoriatul? Să intrăm în cât mai multe fabrici, în cât mai multe... business-uri mici. Da, în așa fel încât ce lăsăm noi după, prin montajul pe care îl facem, prin expunerea pe care o aducem, să-i găsim peste ani de zile la un alt nivel și poate evoluând pe toate piețele din România și în toate județele. Și eu întotdeauna când termin emisiunea, îți urmăresc modelul și încerc să îmbunătățesc cât de mult ceea ce fac și am un mesaj pe care nu vreau să-l las chiar ultimul și le transmit oamenilor cu toată tăria să viseze, să inițieze și să acționeze. Că pot fi următorul model de om de afacere prosper de la Râmnicu Vâlcea. Foarte frumos mesajul și așa cu un impact emoțional, ca să zic așa. A ajuns probabil la sufletul și inima multor telespectatori care se uită acum la noi și printre ei posibili antreprenori. Oricând îi aștept să mă contacteze telefonic sau să sune la redacție și eu mă voi duce cu drag împreună cu echipa, cu colegii noștri, să-i dăm cezarului cei al cezarului. O să ne batem așa puțin, pentru că și aici facem, mai văzut, promovări cu materiale amuzante sau nu numai. Prezentăm telespectatorilor noștri diferite domenii, diferite activități, să-i mai distingem puțin așa de dimineață. La tine emisiunea este puțin mai serioasă, ai și mai de divertisment. Da, cei care interacționez să știi că sunt foarte deschiși la dialog și mai spune și bancuri câteodată. Asta o să nu stă dat în emisiune. Când se va transmite, am uitat să fac precizarea aceasta și mă interesează. Emisiunea se difuzează în fiecare duminică, în intervalul orar 12-13. Da. Durează undeva la 45-50 de minute și vă asigur de tot angajamentul meu că o să ducem cât de mult timp putem, pentru că este ceea ce îmi doream foarte mult să se întâmple și prin exemplul care îl dăm, emisiune de emisiune, cu siguranță ne vom atinge obiectivele. Cu siguranță, Adi, vei face o treabă foarte bună. Mulțumesc, te vei acomoda și tu în media, pentru că începuturile toate sunt grele, ce-i drept. Trebuie să fim ambițioși, să fim înțeleși că nu este ușor. Sunt sigură că vei aduce multe lucruri bune la noi. Mulțumesc, în media. Da. Îți doresc mult succes, iar acum ne luăm la revedere, pentru că este final de emisiune. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit astăzi, vineri, sfârșit de săptămână. Ne vom revedea luni cu o nouă ediție, cu noi invitați, cu o săptămână plină. Eu vă doresc așa, din sufletelul meu, un weekend minunat, să vă bucurați de viață și de tot ce vă oferă ea. Adi, mulțumesc tare mult că ai fost prezent astăzi. Mult succes! Mulțumesc!